și eu i-aș da 10. Asta dacă intru doar, nu mai intru în alte detalii. Putem să intrăm în detalii și atunci mai umblăm la notă. Dar strict așa, pentru, domne, vreți să nu se impoziteze salariile tinerilor sub 25 de ani? Nu. Adică nu sunt de acord cu asta. De ce să nu se impoziteze? Dar de ce? Că eu am aflat, am multe argumente. În primul și în primul rând, am multă considerație pentru tinerii sub 25 de ani. Adică nu sunt niște milogi. Sunt oameni care muncesc, dacă muncești și câștigi bani, plătești impozite. Deci să stai cu mâna întinsă că ești tânăr, adică nu-i văd. De acum asta, mi se pare că îi desconsider prin această inițiativă pe care o consider comunistă. Nu știu, zic și eu așa, că înțeles că dacă e nu, oricum tinerii, cam asta e percepția, nu? La tineri despre PSD, fără să generalizez. Deci că e comunist. Și atunci, mie mi se pare și mie cam comunistă această inițiativă. Și foarte bine că guvernul Cioloș nu este de acord. Unu, odată tinerii sunt capabili. Ei pot să muncească, câștigă bani, plătesc impozite, nu sunt niște milogi. Unu, doi, sunt de dreapta. Doi, da, aici sunt chiar doi, trei, știți, ca argumente. Vă citesc știrea și după aia vă dau și doi și trei, că vreau să vă citesc știrea, pur și simplu. Deci, e în felul următor. Guvernul nu susține inițiativa legislativă care propune ca tinerii până în 25 de ani să fie scutiți timp de 3 ani de impozitul pe venit, facilitate care ar ajuta și pe angajatori scutiți astfel de acoperirea costului cu impozitul angajatului. Păi bun, angajatorul produce și el bani, nu? Angajatorul. Dacă produce bani, nu e normal să plătească și impozite pe banii pe care îi produce? Adică eu nu înțeleg asta cu scutitul de impozit. Sigur, în cazul în realitate am înțeles. Poate să stea în insolvență oricât. Ok, ei, ca ei mulți alții. Adevărul, gândul, în sfârșit, adică e insolvență pe viață. Dar nu e în regulă, adică dacă mă întreb, uite, și nici guvernul zice că nu e în regulă. Executivul a comunicat Parlamentului că astfel de măsură ar discrimina alți tineri și nu ar asigura tratament egal tuturor investitorilor. Argumentul, deja dacă intrăm pe acest argument, dacă ăsta e argumentul executivului, e prost. De ce? Pentru că în acest moment există o categorie absolut discriminată. Și uite, a intrat un domn în direct, antreprenorul Răzvan Pascu, care zice așa, cei care lucrează în domeniul tehnologiei informațiilor din România, adică IT, nu plătesc impozite pe venit. Este precizat în codul fiscal. Într-adevăr, trebuie să lucrezi la un software care să aibă 2 ani pe piață. Mai mult decât atât, eu știu că guvernul lucrează chiar la extinderea facilităților fiscale din IT. Prin urmare, dacă vrem să le oferim unora niște facilități, ele nu sunt discriminatorii în cazul unora. Păi, exact, adică păi sunt unii deja care nu plătesc impozite, aia care lucrează în IT. Mie nu mi se pare normal. Și dacă lucrezi în IT, de ce să nu plătești impozite? Adică dacă lucrezi, nu știu, cu materiale, nu știu, la topitorie. Zic așa, nu știu dacă în România, abar n-am câtă industrie metalurgică, dacă lucrezi în industria metalurgică, la topitorie, plătești impozite și dacă lucrezi la antivirus, nu plătești impozite. Bă, dar de ce? Adică, da, bă, bune, dar de ce? Căci că încurajăm industria. Ok, nu, sigur, am înțeles și asta. Dar dacă argumentul este discriminarea, păi ea se produce deja, știi? Deci argumentul guvernului e prost. Refuzul, după părerea mea, e bun. Pentru refuzul guvernului de a aplica o astfel de măsură, repet, comunistă, e ok. Argumentul e prost. Așa, să continuăm cu lista argumentelor. Eu am înțeles de la cei din publicitate, din advertising din România, care sunt tot tineri. Sunt foarte inteligenți. Eu am înțeles, deci, că publicul comercial, căruia trebuie să te adresezi, nu mai contează dacă ești post de știri și ce să vezi, sau și de actualitate. Pe planetă nu prea să uită ăștia sub 30 și ceva, dar nu prea să uită la asta. Că ei se uită la MTV, la Zoo TV, la Pokémon Go, la, adică pă, nu interesează pe ei de Erdogan foarte tare, de exemplu. Adică ei, mă lași, bă, cu Erdogan, ia uite, pac, 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 Pokémon. Ceea ce e ok. Adică eu nu spun asta cu răutate sau să-i depreciez, nici vorba, e ok, e vârsta. Adică, hei, dacă la vârstele alea nu te ocupi de Pokémon Go, te mai ocupi la 40. Bun, dar revenind. Deci dacă cei din publicitate, din advertising din România vor ca toate posturile de televiziune, indiferent de natura emisiei, să se adreseze publicului comercial și atât. Dacă ai 50 de ani, nu trebuie să ți se adreseze nimeni. Așa ne spun cei din publicitate, ci că nu mai ești comercial. Păi,
dacă tinerii sunt comerciali, înseamnă că ei au bani, nu? De ce să scutești de impozit? Tocmai vine ca o jignire. Deci, doamne, să scutești de impozit o parte din publicul comercial e stupid, nu? Bine, e de la PSD, adică, știi, și atunci, asta e măsură, cum ar zice, chiar tinerii comunistă. Nu? Așa, am greșesc undeva? Nu cred, adică de asta. Bun, eu muncesc de la 18 ani, plătesc impozite de la 18 ani. Pe mine nu m-a scutit nimeni de nimic, niciodată în viața asta. Zic, băi, vă bate scutiți-l. Niciodată. Nici nu m-aș fi simțit bine, adică, dar stai, nene, ce am? Adică, dar de ce să fiu scutit? Și de-aia nu prea înțeleg asta. Păia din IT, nu. Bă, dar de ce ea din IT, nu? Dar ce au? Adică, săraci, au ciungă în păr? Care-i treaba? Nu mi se pare în regulă deloc. Într-adevăr, e în codul fiscal. Foarte corect, zicea domnul ăsta antreprenor Răzvan Pascu, da, care a intrat în direct la emisiunea Subiectiv. I-a zis, dacă discrimina... Și foarte corect a spus, dacă discriminarea e argumentul, nu e valabil. Bun. Deci, haideți să avem încredere în tinerii până în 25 de ani, că sunt capabili, sunt public comercial, pot produce bani. Argumentul era, m-a mai prezentat Răzvan Dumitrescu în emisiune, un argument, o informație, că la noi în țară șomajul la această categorie de până în 25 de ani este practic cel mai mare din Uniunea Europeană, sau oricum e peste media Uniunii Europene. Nu mai are rost să mai dăm datele, că ne pierdem timpul. Deci șomajul la tine sub 25 de ani e mai mare decât media europeană la noi în țară. Dar eu sunt, după cum cred că ați observat, sunt un adept al ideologiei de dreapta. Ideologie de dreapta care se traduce în românește într-o formă foarte concentrată, că tot așa n-avem timp și la esență, ghinion. Nu? Ideologia de dreapta. Dom'le, e șomajul mare. Dom'le, ghinion. Suntem de dreapta, adică nu suntem comuniști. Să ne dea statul, să ne scutească statul, să ne ajute statul. Nu, suntem de dreapta. Adică, lasă că mă ajut eu, n-am nevoie să mă ajute nimeni. Să nu mă încurce statul. Asta înseamnă să... Băi, nu mă încurca. Lasă-mă în pace. Asta e filozofia de dreapta. Corect, adică... Bă, nu te lua de mine. Lasă-mă că eu am treaba mea. Tu treaba ta, eu treaba mea. Hai, pa. Te pup că am treabă. Știi? Mă duc să muncesc. Atunci, dacă ești de dreapta, zici, băi, mă încerc să am... Nu știu, așa înțeleg, nu? Așa e. Pac, pac, pac. Deci, mă angajez acolo. În sfârșit, dacă e așa, identifici oportunități de piață, la o, adică te apuci de antreprenoriat, îți deschizi o firmă. Nu e așa? Nu așa e? Hă? Păi, jos comunismul, tati. Păi, ori jos comunismul, orice facem aici. Nu? Asta zic. Hai să vedem cum numără unul bani. Unul de dreapta are mulți bani. Așa mă gândesc. Nu? O fi dat meditații, nu mă pricep. Deci, unul de dreapta are mulți bani, dar, cumva, vedeți, oamenii care au mulți bani sunt și zgârciți. Deci, uneori se întâmplă în viață, dacă ești de dreapta și de succes, spune, să ai foarte mulți bani. Cash, mulți bani, bani, mulți bani, știi? Și zici, bă, nici nu știu câți bani am. Cât, atât de mulți am. Și hai să-i număr, cumva, te gândești, știi? Și un, ce dracu? E greu. Mai ales că dacă 596, 596... Ia uite, bani greșit. 1, 2, nu, nebunești. Atunci trebuie să-ți iei mașină de numărat bani dacă ai bani, știi? Dar uneori ești atât de zgârcit încât oricâți bani ai avea, bă, n-aș da bani pe mașină de numărat bani. Și atunci devii tu însuți, prin dexteritate, practică și talent, mașină de numărat bani, exact ca în imaginile care urmează. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Să știți că am rezistat de data aceasta. Am vrut să vin cu o cărămidă în emisiune. Am mai venit cu alte ocazii, tot în scop ilustrativ, pe diverse subiecte și să încerc să știi. Dar eu am 10 mâini stângi. Adică ceva îngrozitor și... Ce drag, nu, și oricum după aia zicea lumea că nu. Deci n-are niciun sens. N-ați înțeles cum număra, nu? Eu m-am uitat de mai multe ori. Tu ai înțeles cum număra? Tăgădâm, 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 tăgădâm și gădâm și gădâm ca să fie cu context turcesc. Tăgădâm și gădâm? Mai vedem încă o dată? Hai să vedem un om de dreapta numărând banii, dar pare că îi numără cu stânga. Îi ține cu dreapta, dar îi numără cu stânga, nu? Vezi? Hai să vedem. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bun, Radu Tudor îmi dă mesaj că există la BNR astfel de oameni și la CEC, adică numărători de bani așa. Bun, poate că așa a fost și doamna aceea celebră, pe care însă n-a găsit-o nimeni, n-a investigat-o nimeni, nu i-a luat nimeni declarație, din dosarul lui fratele lui Băsescu, ca să zic așa. Știți, celebra doamnă care a venit cu mașina de numărat bani de la bancă, să numere banii și să se asigure că nu sunt falși? E, poate nici nu a venit cu mașina de numărat bani, a venit și a început, gâdâm, știi? N-avem de unde să fim siguri, pentru că, ce să vezi, DNA nu a considerat necesar că trebuie să o găsească pe doamna respectivă, să o întrebe. Doamnă, dar aia e adevărat, ați fost într-un apartament, care apartament, dar cu ce ocazie, dar de unde știați pe ăștia, dați mai numărat și altă dată. Adică, mă rog, lucruri de astea, cum ar veni, care țin de justiție. Asta e. Bun, trecem mai departe. Domne, după cum bine știți, sunt un mare... Zice că da, ce era Radu Tudor, i s-au împletit și degetele la șpaga lui Băsescu. Posibil? Bun. Mai departe. Stați așa, că am vrut aici pe telefon. Domne, astăzi o știre. E o știre. PNL refuză amnistia și grația. Bun. Așa da, susțin. Excepțional s-au gândit. Și eu aș fi refuzat. V-am spus de ce aș fi refuzat. Nu mi se pare în regulă. Mie mi se pare că situația din pușcărie așa cum este acum este absolut în regulă. Trebuie să rămână exact așa. Faptul că o să ne coste asta, până la urmă, asta e. Câte nu te costă în viață, nu? Încep. Când vine amenda de la CEDU, încep. Te gâdâm și gâdâm și gâdâm și gâdâm. Zicează-mă banii că noi așa ne simțim bine. Adică, până la urmă, știi, domnia și prostia se plătesc. Aici nu cred că e vorba despre prostie, ci despre domnie. Domne, nu ne plac oamenii în pușcării. Pe toți. Toți care sunt acuși să stea acolo. Indiferent ce au făcut, indiferent ce n-au făcut. Se mai întâmplă că acum nu e o justiție eficientă 100%. Mai sunt și nevinovați în pușcării. Absolut sunt și nevinovați în pușcării. Că nu e o justiție infailibilă. Doar Dumnezeu e infailibil. Zic și eu, am înțeles. Adică nu greșește. Deci, nu așa ne place. Adică, hei, ne plac oamenii pârnăi! Yay! Uhuu, pârnăi! Super! Te și costă. Îți face o poftă, înțelegi? Adică, bun, vine amenda de la CEDO. Foarte probabil 100 de milioane de euro pan. Bun! Ne-au făcut pe noi 100 de milioane de euro. Care e problema? În toate rapoartele astea, de la toate instituțiile astea, ar fi ONU, mă rog, astea, știi, chiar și CEDO, astea, instituțiile astea, chiar și Departamentul de Stat al Statelor Unite. Prima problemă identificată de toți, prima, de departe prima, pe asta se scrie cel mai mult și e prima. Este suprapopularea, aglomerația din închisori. Asta e! Dacă nu... Păi, ce uște mă cu plăcerea noastră? Treaba noastră, băi, nene! Ta-ta-nă-nă-nă, cica-ta-nă-nă-nă, ta-ta-nă-nă-nă-nă, hop, hop, hop! Vine amenda, plătim. Băi, când, de exemplu, noi românii, bă, nouă ne plac și nouă lăutarii? Bă, ne plac! Se vine la dumaca să măi tram... Bă, îți place? Po! Poc! E lipit pe frunte, înțelegi? Te simți bine. Vine ăla... Salam? Vine ăla salam și începe. Pârțăpa, pârțăpa, pârțăpa. Mamă, îți place, da, pârțăpa. Ești fericit. Poc! E banul. Hap! Pe frunte, înțelegi? Bun! Tot așa. Păi, nouă ne plac pârnăile, mă. Să fie mulți oameni în pârnăi. Yes! Care treaba? Patapa la că e fericit. Macovei e fericit. Uită. Fericită. Chioveși e fericită. Ăia de la SRI sunt fericiți. Până în sfârșit nu mai e, dar toată lumea e fericită, mă, ce să mai luăm? Ăia de la evenimentul zilei sunt fericiți. Ăla Dan Andronic nu e foarte fericit. Ăla o să intre cât de curând. Sper să stea acolo până l-o scoate eu. Te zic. Eu plătesc, adică, hei, Dan Andronic în pârnaie, plătesc. Cât costă? Oricât. Păi, nu? Adică, în sensul, plătesc amenda. De la CEDO, în sensul ăsta, nu, doamne, să că nu s-a înțeles altceva. În sensul amenzii de la CEDO. Hai de asta, dacă plătim de lăutar, dacă plătim, că lucruri care ne fac plăcere costă. Și supraaglomerarea în pârnăi costă. Dar, dom'le, asta mi se pare, uite, oamenii de dreapta de la PNL n-au problema asta. Azi, dom'le, nu este de dreapta, nu stăm în banii ăștia. Corect, cum a zis și doamna Prână, îi luăm de la sănătate, de la învățământ, eu, încă o dată vă spun, eu optez pentru sănătate. Să luăm de la sănătate. Eu azi am făcut niște analize pentru Familion, am fost la spitalul privat, de dreapta, nu? Asta e. Bun.
Deci, foarte tare PNL, foarte bun, îi susțin, super. Biroul Politic Național al PNL, BPN al PNL, a adoptat azi o rezoluție, nu o revoluție, o rezoluție, prin care susține că amnistia și grațierea nu sunt soluții viabile la acest moment. Chiar nu sunt. Ba, nu e soluția viabilă. PNL solicită premierului să trimită corpul de control în penitenciare. Cum sună asta? Să trimită corpul de control în penitenciare? Adică să bage la pușcărie corpul de control? Nu, nu în sensul ăsta, nu? Așa, să cerceteze abuzurile semnalate acolo. Ce dracu să mai cerceteze cu toată dragostea acum? Ce să mai cerceteze corpul de control al lui Cioloș? A cercetat CEDO, a cercetat Departamentul de Stat al Statelor Unite, a cercetat ONU. Ce să cerceteze corpul? Adică nu-i clar. Ce dracu să mai e de cercetat? Ce nu-i limpede? Că nu... În sfârșit, domnule, auzi și ce? Lasă-mă să cerceteze. Să se ducă... A cercetat Avocatul Poporului din România. E o instituție. Așa se numește. Avocatul Poporului. Bun. Doamna Gorghiu dorește să mai cerceteze și corpul lui Cioloș. Corpul de control al guvernului Cioloș, în sensul ăsta. Să se ducă, bre, să controleze și ăsta. Tanânânânap! Cicat! Tanânânap! Ia să dăm noi ceva bun. Se uită și domnul Băsescu. Cred că se uită la această emisiune. Ar fi păcat de atâta tradiție. Adică nu cred că ne-a abandonat. Vorba aia. Old habits die hard. Și nu întâmplător zic în engleză, că dânsul a vorbit. A fost un mare, mare amator de limba engleză până de curând. Pe vremea când clanțele erau linse la concurență cu Tapalagă. Nu asta o să dăm. Pentru domnul Băsescu o să dăm aia cu Ghețaru. Deci am găsit o secvență care este superbă, magnifică și nu există cuvinte care să descrie superlativul acestor imagini. Domnul Băsescu, la dumneavoastră m-am gândit, domnule. Adică dacă vă vine să credeți, la momente de beatitudine, eu mă gândeam la Băsescu. Să se simte și Băsescu bine, adică atât de mult s-a simțit rău la emisiunea asta, știi? Și zic, băi, hai mă să-i fac și eu bucurie lui Băsescu, mă, nu? Ce oameni suntem! Hai să vedem imaginile. Ați văzut cât de tare, pe lângă faptul că, wow, adică atâta forță, atâta, știi, îți dai seama cât de mic ești tu, ființa umană. Zici, bă, eu care eram, nu, suntem buricul, trebuie. Când vezi așa ceva, zici, cât de tare, adică e wow, știi? Dar ați văzut că după ce a căzut gheața, imediat a apărut curcubeu? Pentru că s-a dus cu multă apă, cu alea și s-a filtrat lumina, ca asta e, și a apărut curcubeu. Ai încă o dată, că e super. Deci înainte nu era curcubeu, dar imediat după ce a căzut, a apărut curcubeu. Senzațional. Hai să vedem încă o dată. Super. Dar știți de ce m-am gândit la Băsescu? Și de-aia el acum e în extaz. Știi de ce? Realizez la ce s-a gândit Băsescu. Primul lucru care a venit în minte. Asta așa. Bă, cât whisky-ți trebuie pentru gheața aia? La el m-am gândit și de-aia zic, hai să-i fac omului o bucurie. Bun. Câte minute mai am, păpușe? Vorbesc cu Călin. Mai am vreo... ce am făcut, bănene, mă? Ne simtem bine, atenție. Deci, în ziarul Adevărul e un titlu. Aici a spus, nu, stați liniștiți că nu e, mă crede lumea pe cuvânt. Stați, relax. Nicușor Dan rămâne un lup aproape singuratic. Dom'le, foarte ok. Adică nu știu la ce se referă. Vreți să... Mie un pic... pot să spun că mi-e un pic scârbă de ziarul Adevărul, nu? Că nu sunt la știri acum, sunt la pamflet, cum ar veni, și atunci nu trebuie să zic că n-aș mai citi. Adică nu, mi-e scârbă, pur și simplu, de ziarul Adevărul, dar îmi place titlul, adică, hei, foarte ok, nu e ok asta să fiu un lup singuratic? Lupul singuratic. Nicușor Dan rămâne un lup... Eu nu știam nimic despre domnul Nicușor Dan. Înainte să vină la Antena 3 la emisiune. Nu m-am văzut că era, m-am mai povestit de două ori treaba asta. Era, nu știu, îl susținea Pipidi, adică nu, ceva foarte rău. Și zic, nu mă interesează, nu mai de că n-am. Și când am venit la Antena 3, zic, hai, nu, că nu în prima emisiune. În prima emisiune
Dar în a doua emisiune i-am și spus, de altfel, când în seara alegerilor, când a și venit în studio, a revenit în studio Antenei 3, domnule, foarte ok, știi? Bun, și Nicușor Dan rămâne un lup aproape singuratic. Dar asta e ok, nu? Mă gândesc. Mie îmi place conceptul. Adică ce vrei, să fie cu cine? Să bată palma cu ăștia, să se înțeleagă, să... Foarte bine. Dar unde e? Da, hai să vedem totuși. Poate e ceva ce... Doamne, ziarul, adevărul. Să-mi aduci dezinfectant de la, dar de la restul de 87% din piața de dezinfectanți, nu de la Hexifarma, de la el alții 87%, că aia cred că stă totul în regulă cu aia, trebuie să fie, nu? Partidele oneste apărute pe plan local nu se înghesuie să fuzioneze cu formațiunea națională condusă de Nicușor Dan. A, pentru că astfel și-ar pierde identitatea. A, la asta se referă. Auziți dumneavoastră subtitlul în adevărul. Partidele oneste. Deci există partide oneste și partide neoneste. Nu încă asta se înțeleagă, că partidele oneste. Da. Bine, acum, partidele, ele se împart doar, din punctul meu de vedere, în două categorii. Votate și nevotate. Adică, ăla e partid onest, ăla nu e partid onest. Bun, în sfârșit, habar n-am. Partidul Național anunțat de Nicușor Dan, imediat după alegerile locale, Uniunea Salvați România, va fi înregistrat oficial săptămâna viitoare. Așa, și... cu părere de rău, opțiunea noastră USR este să nu mergem într-o alianță. Mie asta mi se pare cool. Adică mi se... cool? E un cuvânt la modă, dar de data asta se chiar se potrivește. Foarte ok. Bun.